50 de euro o găină. Dar ce-i păun? Dar ce-i de-o punut ai? Eu? Pe cine a pus să vină neanunțată la mine în vizită vecină? Că i-am spus să plece acasă, dar s-a făcut că n-aude. Te-a auzit precis, vocea ta se aude din colțul străzii, dar nu te-a luat în serios. E foarte rău a făcut. Eu am fobie la păsări vecină și găinile au pene, deci sunt și eu fel de păsări, nu-i așa? Toată după miază am stat în casă pentru că mi-a fost frică să ies afară, în timp ce dumneai râșcăia iarba din grădina mea ca pe colzo și îmi planta din loc în loc câte un găinat sănătos. Și asta a fost motiv să o dai? Dar nu ți-am tăiat-o eu, vecină? Ce mă vezi pe mine alergând cu cuțitul prin grădină ca să fac genocid între găini? Am chemat-o pe tanti Marcu să o taie. Vai, vecină, să vezi cu cât sânge rece a apucat găina de cât și cu o singură mișcare de cuțit. Vai, să știi, data viitoare când o să o văd pe tanti Marcu pe stradă, o să plec pe cealaltă parte a drumului. Te-a băgat spaima în mine. Cu cât sânge rece a operat, nu sunt sigură că face victime doar printre găini. Mulțumesc frumos! Dar totuși, 50 de euro? O găină? Era găina mea preferată. Ei, na! Și era găină tânără de ouă. Și atunci? Și dacă nu ați fi tăiat-o tu cu tanti Marco, eu aveam găina aia până în 2022. M-ați păgubit de cel puțin 1200 de ouă, din care 1000 ați fi vândut la piață. 1000 de ouă ori 3 lei ar face 3000 de lei. Dacă găina ta nu ar fi trecut în grădina mea, prin gaura din gardul tău, atunci ar fi putut să trăiască până în 2022. Nu e gardul meu, e gardul nostru. Poate să fie, dar a fost grădina mea. Și nu e prima oară când mă invadează orătănile tale. Ieri seara am prins o pancartă de plastic pe gard unde am scris cu lacte unghii accesul păsărilor de curte strict interzisă. Găinile tale nu știu că sunt păsări de curte? Ba da, dar nu știu să citească românește. Trebuia să scrii pe găinește. Ai dreptate. Vezi, la asta nu m-am gândit, fiindcă eu am fobie de păsări și când am văzut-o așa de agresivă și înfoiată, am intrat în panică și am sunat întâi la pompier, dar n-a răspuns nimeni, fiindcă era în pauză de masă, și atunci am sunat la tanti Marcu, care a venit în 5 minute pentru că ea face dietă și nu mănâncă la prânz. Trebuie să facem ceva vecină ca să nu se mai repete așa un incident neplăcut. Las pe timp pe cineva să vină să repare capul. Și eu o să șterg din telefonul meu mobil numărul lui tanti Marcu, pentru că are un potențial de agresivitate ieșit din comun. Când am văzut-o cu cât sânge rece sucește gâtul găinii, am știut, asta nu o face de prima dată. Dar jumătate din costurile de reparație se plătești și tu. Eu? Aghineaul ți-am dat 50 de euro pentru o găină pe care a ucis-o tanti Marcu, nu eu. Și cine a mâncat-o? Mi-a fost foame. Că ieri a fost sâmbătă și n-am ajuns în piață, fiindcă piața e de dimineață și eu dimineața dorm. De ce nu se face piața mai pe seară, când au oamenii timp să se ducă după cumpărături? Am rămas cu frigiderul gol din cauza oilor nepotrivite de piață. Și așa, frigiderul tău tot timpul e gol. Mă întreb de ce mai ții în priză, că oricum se consumă curentul degeaba. Ai nu că am depozitat fardurile în frigider, fiindcă acum e vară și din cauza căldurii... Foarte frumos! Înseamnă că aseară ai avut friptură cu salată de farduri. A fost bun? Mhm.